La un an de la lansare, basmele lui Petre Ispirescu vor face în conjurul școlilor din Madrid, unde aproximativ 20% dintre ele sunt români. Roxana Irimia, artist plastic și designer, a fost invitată să le vorbească elevilor despre ilustrațiile care însoțesc primul volum de basme tradus în limba spaniolă. În final, adolescenții au ascultat Fata Babei și Fata Moșului. Mă bucur că am putut să aud încă o dată povestea asta care mi-o zicea mama mea când eram mic și colegii mei la fel au putut să asculte. De Petru Ispirescu nu știam, dar știam de Ion Creangă, de Capra cu Treies. Și e foarte interesant istoria asta și m-a plăcut mult. Este un proiect de suflet, mi-aduce aminte de copilăria petrecută în satul bunicilor și mă bucur enorm că pot să împărtășesc mai departe cu elevii, unii dintre ei chiar români, care învață aici în Spania. Sute de școli din Spania s-au înscris la prima ediție a Zilei Autorilor, organizată de Centrul de Documentare al Comisiei Europene. Desde la Comisión Europea esta iniciativa lo que intenta es animar a la lectura. En todos los Estados miembros va a haber 700 colegios e institutos que van a hacer lecturas en paralelo de diferentes autores europeos. Levi español, din școlile din Madrid și din Alcalá de Henares, dar și românii care s-au născut aici și nu au avut încă oportunitatea de a asculta din partea bunicilor aceste basme, pot să le asculte în spaniolă. Basmele lui Petre Ispirescu au fost publicate în limba spaniolă cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii din Spania.